care sunt modalitățile de a ne repune pe picioare din punct de vedere al kilogramelor? În primul și în primul rând ne ajută foarte mult aparatura de top. De top însemnând că întotdeauna brandul la Beauty Clinic va aduce ultimele tehnologii care au rezultate. Iar tehnologia din punct de vedere corporal, numărul 1 național și internațional, este VelaShape. Discutăm despre VelaShape 3, discutăm despre modelare corporală, tratament anticelulitic, pentru că inestetismele apar și nu numai că am pus kilograme, dar vorbim și despre aspectul pielii, exact ceea ce spuneai, atât corporal cât și facial. Și atunci tratamentele au rezultate de la prima ședință, da? Într-adevăr, e un proces, adică ar trebui să-l gândim că așa cum le-am pus, că le-am pus repede, va trebui să ne gândim să le dăm și... Să le dai jos, în schimb, știu. Sigur. Repede să pun ale dracului. Dacă însă le dai jos, ce să vezi? E de muncă și nu doar că noi ar trebui să muncim, muncesc alții chiar și pentru noi, dar la fel și pentru ei mult de muncă. Sigur, în schimb, având rezultate atât de rapide, suntem motivați să continuăm și atunci e absolut normal să dorești să fii în formă oricând, oricum. Important de spus despre Beauty Clinic e că dețin un aparat miropolant, nu știu despre ce este vorba, dar Irina o să mă lămurească, o exclusivitate pe care voi aveți, o găsim doar aici la Beauty Clinic sau în toate Beauty Clinic-urile din România. În toate locațiile există acest aparat unic pe care doar voi îl dețineți. Ce face, ce se întâmplă cu el, cum se cheamă? Se numește Thermavein. Este un aparat pe care, un tratament pe care ni l-am dorit de 3 ani de zile și am căutat, am făcut teste, am făcut tratamente, am testat lasere și l-am găsit, iar clienții noștri sunt extraordinar de fericiți și m-am ținut de promisiune. Ce face asta? Discutăm despre capilare sparte, discutăm despre tratamente pentru vinișoare, acele vinișoare care se văd de obicei la partea feminină. Gen varice. Varicele sunt deja o, să spunem, patologie. În cazul nostru discutăm de acele inestetisme, acele vinișoare roșii care se văd, se văd și prin dress. Deci pe picioare, corp sau pe față? Și pe față, da. Roza, tratament pentru papiloame, tratament pentru acele puncte de grăsime pe care le avem pe față pentru că nu mâncăm ceea ce trebuie sau, da, acele puncte albe pe care le avem. Și se scot la cosmetică? Se scot la cosmetică, dar există foarte multe, să spunem, nevoi de recuperare ulterioară. Pot apărea inclusiv cicatrici, doare. În cazul acestui tratament n-am niciun efect secundar. Rezultatul este dintr-o primă sau două ședințe, depinde foarte mult de nevoia zonei. Iar suntem foarte safe, suntem în siguranță. Nu am niciun efect secundar după acest tratament.
câte posturi de lucru aveți aici în București? Ca și tratamente, discutăm despre două categorii, facial corporal. Număr de săli? Număr de săli sunt 5. 5 cabinete. 5 posturi de lucru. 5 posturi de lucru, inclusiv cu partea de estetică minim-invazivă, partea de injectări, injectări buze, injectări rid. Ce realizăm noi în clinică? Vorbim de acid hialuronic, vorbim de toxină botulinică, aceste mini-invazive ca și tratament, aceste tratamente. Varianta asta cu grăsimea proprie? Grăsimea ar trebui... Ce exact se folosește și se reinjectează în propriul... Există terapia PRP, terapia vampir, da, aceea. Okay. Cu sânge? Aia e cu sânge, da. Pe aceea o realizăm, grăsimea... Are și asta cu, da? Da, PRP. Ce și pe asta? Da, PRP-ul, da, tratamentul PRP. Crezi că dă cele mai bune, de fapt, rezultate? Sunt rezultate extraordinare pe luminozitate, pe structura de colagen și sunt pacienți care doresc naturalețea din corpul lor. Și atunci acest... Că știi clar că ți-e... Știi că cei din tine nu-ți strică, nu e contra a nimic din ceea ce e în interiorul tău, e de la mine, pentru mine, oare ce să-mi strice? Vici te întreb. Nimic, că e al meu, de mine, pentru mine. Mișto asta, mie mi-a plăcut ideea foarte tare și mi se pare foarte sănătoasă și foarte safe, dacă e să mă întrebi. Nu știi dacă e cu sângele altuia când e să faci metoda asta vampir. Da. Blațepești să trăiască! Vezi cum am rămas urmașii lui? Vrem sânge! Ne-am trezit noi. Unele poze care sunt în online, să știți că nu spun adevărul, nu ești cu sânge. Deci există și povestea asta de genul de a combate această metodă. Exact. Nu trebuie să curgă foarte mult sânge sau să curgă sânge ca să ai rezultat. Da? Trebuie să ai un terapeut, un medic extraordinar. Spuneți că voi aveți aici. Exact. Exact. Medici de servesc clinica. Doi medici în București, iar în celelalte locații, dermatologi, medici chirurgi, esteticieni, care... Specialiști, clar. Exact, care realizează tratamente minim invazive. Da, pentru că partea de operații va fi un alt proiect, probabil.